Salut! Azi revenim cu un nou videoclip de acasă. În videoclipul de astăzi vreau să vorbim despre pompa de apă la U650. Ea e prinsă pe blocul motor în patru șuruburi lungi. În primul rând se pune o garnitură care o primiți când cumpărați pompa sau puteți o confecționați dumneavoastră din clingerit sau al material. Ce e de spus despre ea? Are o fulie care învârte ventilatorul și pe ea îi și fulia ce învârte compresorul. La mine compresorul merge perfect și de aceea țin cureaua tot timpul pe el. Ea are un cot în imagine care merge la radiator, iar sus, aici nu o să vadă, îi furtunul ce pleacă la căldură. Acum câte ceva despre ea. Pentru a nu avea probleme cu ea în timp, după cum știți, boala lor îi presetupa. Presetupa care în timp o să vă curgă. Pentru a evita acest lucru, are un gresor, acum nu o să se vadă aici, iar odată la 3-4 luni e foarte important să băgăm vazelină cu decalimitru. Aveți grijă să nu băgați prea mult, că atunci iar o să curgăm. Dacă e bun decalimitru, faceți de pompa aia de mână de vreo 5-6 ori. Și alt aspect foarte important e vorba de ce apă băgăm în radiator. Nu trebuie să băgăm apă din fântână cu săruri. Acum ori băgăm apă distilată, ori pentru cei care au o pornire impecabilă și îl folosesc des iarna, băgăm antigel. Dacă băgați apă din fântână sau din alte părți care nu-i curățată de săruri, de alea se depune ca la mine atât pe pompă, atât cât și pe blocul motor, radiator, și în timp veți avea probleme cu răcirea. Cureaua să fie tot timpul întinsă, în așa fel încât să nu o putem suci chiar la 90 de grade. Nu fie strânsă aiurea, pentru că dacă îi strânsă aiurea, vom forța rulmenții de la pompa de apă. Cel mai important, puțin știu asta, ea vine cu un gresor pe ea, iar dacă o vom gresa din când în când, îi vom prelungi viața. Adică nu va curge. Pentru că dacă îi să schimb numai presetupa, numai alea e foarte complicat. Axul ăla e foarte fin, are niște rulmenți mici, ideal e să o punem nouă. Și ține cam 5-6 ani. Dacă tractorul nu-l folosiți, de exemplu vara sau toamnă și astea, să zic așa, 2-3 luni, nu lăsați apă în el. Și să evitați să fie apă în el și să înghețe, pentru că atunci se strică și la pompa de apă și o să vă sară dopurile de păchiuloase. Vedeți unul aici? Aceste dopuri. Ăsta e în cel mai fericit caz. Dacă nu sar dopurile, crapă blocul motor. Și atunci vă trebuie alt bloc cu alt motor. Pentru a avea o răcire cât mai bună, să nu renunțați la acest difuzor care e pus pe radiator. Pentru că circulă foarte bine aerul în el. Puțini îl mai au. Pentru că, de ce puțini îl mai au? Când pompa are joc la rulmenți și joacă un pic, paletele vor lovi un difuzor și mulți aleg să îl dea jos atunci. Dar să știți că nu-și mai face aceeași răcire. Vi-l arăt aici încă o dată. Cam asta a fost despre pompa de apă, probleme ce pot apărea la ea. V-am zis, cea mai mare problemă e presetupa, după aia rulmenții. Eu, sincer, nu prea am probleme, pentru că
ung, fac ungere de primăvară la tot la el, inclusiv la, știți că aveți gresoare aici la roți, aveți gresoare la ambreiaj, la frâne, peste tot. Vă rog frumos. Adică încercați primăvara și toamna să-l gresați și nu veți avea probleme, mai ales în zilele noastre la cât îți de scumpă piesele. Dar cam asta a fost despre pompa de apă. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!